Bine v-am regăsit, dragii mei, pe canalul Dragoș Gavrilă, în fascinanta lume a albinelor. Iată că au trecut 48 de ore de când am administrat turtă super proteică de la Durcofruct la câteva familii de albine pentru, hai să spunem așa, demonta niște mituri. Găsiți în filmul anterior, a fost o problemă, cum că dacă am tăia, am face o fereastră mare în turtă, un albine s-ar putea neca. Sper că astăzi vom demola aceste mituri. Vom începe cu colonia, unde Remus s-a ocupat de turtă. El a făcut, a zis așa, domnule, ca să fim siguri că albinele nu se pot neca, hai să facem tăieturi mici. Și aici este, așa se prezintă după 48 de ore. Țin să menționez că o colonie de albine consumă proteină doar atunci când are nevoie. Dacă ea, în cuibul de jos, ar avea suficientă proteină, nu ar mai veni aici sus să-și procure proteină. Dar după cum deja cred că ați observat, liniile de hrănire se văd foarte, foarte clar. Uitați, deja albina poate să intre integral în canalele nou formate. În partea anterioară deja vedem unde a fost turta mai subțire. Practic a fost luată integral. Acum albina, mergând spre partea din spate, unde consumă cu mare plăcere turta. Deci, așa cum am mai spus, cel puțin aici în zona mea, în zona Râmnicu Sărat, aportul de proteină din natură este insuficient pentru dezvoltarea optimă a coloniilor de albine. Să specificăm că astăzi suntem la 1 iulie, să spunem așa că suntem la cumpăna culesurilor de tei și floarea soarelui. Am vorbit și cu alți colegi, pe zona Râmnicu Sărat teiul a fost calamitat, deci nu a dat niciun gram, nu a băgat deloc miere de la tei. Polen văd în fiecare dimineață foarte puțin. Drept rezultat, vedem că albinele atacă această turtă super proteică. Deci, prin această metodă de administrare, au fost practicate 6 canale în această turtă. Chiar dacă acum precizez la această oră la care filmăm, sunt 36 de grade la umbră. Uitați-vă ce bine se comportă această turtă la 36 de grade Celsius. Și o umiditate, nu vă mai spun, umiditatea este înspăimântătoare. Foarte, foarte cald. Nu cred, nu mai sper la mare producție. Dacă vedeți aici ceva miere, este mierea din primăvară băgată în studiu, pentru că v-am spus, nu am timp să extrag. Practic, de acum, de la 1 iulie, la stupina asta urbană, dacă nu am deloc cules de la floarea soarelui, practic voi începe o operațiune de salvare a coloniilor, practic. Pentru că să nu uităm, peste o lună, ele deja vor începe pregătirea pentru iernat. Și dacă eu nu intru cu albine puternice, bine hrănite, să am generația care va crește generația de iernat, stupii vor fi desfenați morții și ne vom uita la primăvară când ne mor coloniile. Practic, din acest motiv, eu încep de la 1 iulie să administrez turta proteică, pentru a fi sigur că la primăvară, la 1 aprilie, să nu am mortalitate în stupină. Dar hai să vedem și cealaltă colonie, unde am dat sub altă formă hrana, unde am practicat o fereastră mare în turtă, 48 de ore de la administrare. Ce vreau să precizez, de 30 de minute stă în soare turta asta. Hai să o vedem cu degetul. Cam așa e. Uite, așa am practicat. Uite, deja albina, săraca. Uitați-vă câtă nevoie de proteină. Pentru că am avut culesurile practic calamitate pe oraș. Nu a fost ce trebuie. Uitați-vă la ele în ce hal consumă turta. Pentru Remus acum, nu e nicio albină moartă Remus, așa că nu ai câștigat niciun leuț. Remus urma să câștigi 100 de lei de fiecare albină moartă găsită aici. Geo este martor, dar uitați-vă aici că, ia să dăm albină, uite aici nu mai e turtă. Uite, fiți atent, la 48 de ore, uite, hai să dăm, uite, deja turta e terminată. Unde să se nece albina? Este aceeași discuție care am avut-o, contează foarte mult și puterea coloniei de albine contează enorm.
precum și nevoia de proteină. Cum v-am spus, aici în zona Râmnicu Sărat, anul este calamitat, suntem în pierdere totală, ploi abundente, salcăm puțin, rapiță foarte puțină, tei 100% calamitat, mai tragem ceva speranță la floarea soarelui, dar după cum vedeți, vă dați seama, practic, dacă în 48 de ore, într-o săptămână nu va mai fi nimic din turta asta. Practic, noi apicultorii vom începe să dăm, dacă vrem să avem colonii la anul, trebuie să administrăm, Doamne ferește, să zic așa, o turtă pe săptămână. Cam 4 kg pe lună, pentru a avea colonii foarte bine dezvoltate în toamnă, pentru a crește albina pentru iernat, mă refer aici. Acum, fiecare face ce vrea, fiecare judecă cum vrea. Uitați-vă, și ca să spunem așa clar, dacă de desubt lăsăm stratul de nailon, turta nu are cum să curgă între rame. Uitați-vă, de sub nicio formă. Și dacă Joe poate filma, uitați deja cum fac tunel. Practic aici ploua zi de zi, vreme urâtă. Dar asta ce e șocant, foarte puțin polen se aduce în colonie. Uitați-vă la ele. Deci, cred că peste încă 48 de ore, acolo va fi gol, va fi pustiu, nu va mai fi nici urmă de proteină. Nu uitați acest lucru. Dacă albinele ar fi avut suficientă proteină din natură, nici nu trebuiau să se uite la turta asta. Știți că ați văzut că sunt momente când unii spun, vai ce turtă proastă, nu mă iau albinele. Nu, nu o iau pentru că n-au nevoie de proteină. Vorbim aici de turtele proteice. Pe când uitați-vă ce se întâmplă la 1 iulie. Sunt semne grele pentru apicultură. E foarte, foarte greu. Practic nu putem dezvolta coloniile, mai ales că eu sunt producător de... Eu fiind producător de material biologic, am ajuns, știți, am făcut obroi dintr-o familie și fac, în general, cam 4-5 dintr-o familie. Pentru a reuși să fac acest număr mare de roi, păi eu am nevoie să le dau, trebuie să le dau proteine. Uite, aici, spre exemplu, avem, urmează să dau proteine aici, ieri am dat sirop, aici sunt ultimii roi. Urmează acum să administrăm și turtă super proteice la roi. La roi este o nevoie extraordinară. Pentru că el nu va putea da înainte de la nivelul ăsta dacă nu va avea suficientă proteină. Dacă vreți să aveți familii bune la primăvară, să nu aveți mortalitate peste iarnă, nu uitați că în 20 iulie, peste 3 săptămâni, este Sfântul Ilie. La mine este o vorbă, când a venit Sfântul Ilie, vara a trecut, gata. Și s-a terminat cu mursul stupilor, cum ar veni. Din momentul ăla, stupii nu mai dau miere de producție. Așa e în zona mea, poate în alte zone, poate prin vest, prin nordul țării, culeg miere și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, nu știu. Eu vorbesc în zona mea. Dar, practic, după Sfântul Ilie, o să intrăm la iernat. Nu, nu la iernat, la pregătirile pentru iernat. Iar prima pregătire este aceasta. Până la a trata albine antivaroa, trebuie să le hrănim bine, să avem albine bine hrănite. Dacă nu le hrănim bine, vă dați seama, sunt suficienți câțiva acarieni varoa și praful se va alege de colonia noastră. În general, de stupină. Deci nu uitați, trecem prin vremuri grele, asigurați la albine proteine în cantități suficiente, și tratamente antivaroa pe măsură. Fără aceste două măsuri, nu vom da înainte. Ce vreau să vă mai spun? Proteina la stup nu se dă în sirop niciodată. Dacă puneți acum pulberi proteice în sirop, va fermenta. Veți produce doar niște oțeturi și veți da la albine. Deci, sirop, dacă dați numai sirop glucidic, punct. Dacă vreți să dați aceste pulberi, ele sunt sub formă de turte. Folosiți turtele. Chiar dacă este vară, uite, ați văzut, nu este niciun pericol. Dacă practicăm în turtă o mare fereastră, o punem deasupra și absolut garantat, nu că nu se neacă albinele, din potrivă, vom avea albine și mai viguroase și mai bune pentru a ataca următoarele luni. Grele, vă spun sincer, luni grele. Indiferent ce spun unii și alții, dar vă spun, pentru apicultura românească este din ce în ce mai greu. Acum câțiva ani vedeam că vara se dau aceste
turte, să spunem așa, prin țări calde, precum Spania, Portugalia. Dar uite că a venit și rândul României de am ajuns vara să dăm turte la albine și vă spun, uite, și Geo e martur, am aici o șarjă de vreo 20 de roi care pleacă. Nu puteam să fac atâția roi fără acest substrat proteic la colonii. Oameni buni, vom filma și zilele următoare vom veni. Chiar sunt curios dacă în 7 zile turta se va termina. Cam așa bănuiesc eu că 7 zile va fi gata. Vom reveni și cu alte clipuri. Dar până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate și fericire.